pace pot fi considerați soți și soție, doi tineri care au primit binecuvântarea numai din partea părinților, aceștia s-au rugat pentru ei. Fără ca un pastor să facă acest lucru, acești tineri nu au făcut cununia civilă. Mulțumesc! Nu, categoric nu. Categoric nu. Și eu sunt îngrozit de părinții aceștia. Cum pot așa ceva să facă? Căsătoria scrie la evrei, capitolul 13, versetul 4, scrie așa, căsătoria ca și instituții, căsătoria să fie ținută în toate cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe prea curvari. Căsătoria este o instituție lăsată de Dumnezeu, dată de Dumnezeu. Și Dumnezeu spune că căsătoria trebuie să fie ținută în toată cinstea. Este un legământ care se încheie înaintea lui Dumnezeu. Și noi, pastorii, noi nu încheiem legământul acesta până un cuplu nu vine cu certificatul de registrare a căsătoriei la oficiul stării civile. Pentru că luăm foarte serios aceasta. Deci ei se duc, înregistrează căsătoria la oficiul stării civile și apoi nu consumă căsătoria, nu în relații sexuale, nu urmează prima noapte. Ei înregistrează căsătoria și așteaptă până în ziua anunții. În ziua anunții facem cununia acestei persoane, ceea ce înseamnă încheierea legământului căsătoriei înaintea lui Dumnezeu, după care va, urma, va fi consumată căsătoria lor. Iată, asta înseamnă să cinstești căsătoria. Părinții care fac aceasta, părinții aceștia, ei lasă un blestem, îi împing pe copiii lor la un blestem. Ei oameni care nu-și dau seama de, de, de drăul care îl fac pentru copiii lor. Da, știu că unii părinți încă mai ajung și până acolo, că ei zic că, da, ei tolerează copiii lor să trăiască în concubinaj, că așa e la toți, așa fac, așa sunt vremurile. Nu, dragii mei, nu tolerați așa ceva. Spuneți-le copiilor voștri. Dacă ei nu vă ascultă și vor să facă de capul lor, asta este alegerea lor. Alegerea lor, dar vedeți că nu cumva voi să fiți aceia care îi împingeți pe tinerii aceștia să facă păcate atât de grave. Rostul, rolul dumneavoastră este să le arătați încă o dată, să le amintiți încă o dată, că căsătoria este o instituție divină și Dumnezeu zice să o țină, să o păstreze în toate cinstea, să o țină în toate cinstea. Pentru că Dumnezeu va judeca pe curvari și pe prea curvar. Și iată atunci când tinerii aceștia, fără a face cununia civilă, fără a face cununia fără a face căsătoria civilă, fără a face cununia la biserică și ei încep a întreține relații sexuale gândindu-se că binecuvântarea părinților, adică acordul părinților pentru ei deja este ei egalează cu deci vor purta consecințe grave și copiii și părinții care procedează în felul acesta.